Bună, Sârmia! Panica de la miezul nopții. Tascul cu gongul. Cum să-i mai spun? Chiar a creat panică printre băieți, mai ales. Toți alergau ca bezmetici. Știți ce nu înțeleg eu? De ce a venit acest task? De ce staff-ul a dat așa de vreme? Încă nu s-au format cupluri. Două cupluri în casă și fac tascul cu gongul. Nu înțeleg. Din această cauză s-au creat și niște înțelegeri. Da? Această Gabriela s-a nimerit în casa băieților cu Valentin și cu George. Atât. Restul toți băieții erau la fete. Ea își făcea probleme că nu s-a spălat pe dinți. El o liniștea că are el tot ce trebuie și chiar are pentru că e băiat frumos, îngrijit. Sigur că are. Cum toți băieții ar trebui să aibă, nu? Și asta, Damaris a primit cadouri. A fost, cam mulți au primit cadouri. Damaris a primit de la sora ei o rochiță albă, care zicea să o ia la party. Și încă o rochiță roșie, dar nu scria unde. Asta și inga lângă ea s-a uitat la ce a primit. A citit și bilețelul împreună. Toți au primit câteva cadouri. Așa e în casa Mireasa. Trebuie să mulțumești la cameră. Să știți că nu fac concurenții, că vor ei să mulțumească. Sunt obligați de staff. Da? Bine, sunt și câțiva care chiar vor să mulțumească. Dar dacă nu mulțumești, îți scrie pe televizorul acolo. Așa cum ziceam eu, scrie, du-te și mulțumești la cameră. Îmi amintesc că am primit-o pe un cadou, n-am vrut să-l primesc. N-am vrut să iau, am vrut pur și simplu. M-am uitat puțin în el ca să văd ce este și când am văzut ce este, l-am aruncat. Prima dată am crezut că e de la cineva cunoscut. Pur și simplu acest cadou m-a jignit. Și l-am aruncat. Și după aceea mi-a spus o fată că du-te și vezi să mulțumești la cameră. Zic, nu-l vreau, nu mulțumesc, nu-l vreau, luați-l, l-am lăsat acolo. A doua zi m-a întrebat în emisiune și mi l-a dat. Mi l-a dat și l-am luat. L-am dat la fete să iau ele, nu. Așa ceva nu mi-a trebuit. Cu forța nu pot să-ți dea nimica. Și Valentina a mulțumit la cameră, la susținătorii și le-a spus că nu mai vrea nimica, pentru cadouri. Mai vreau, pe normal, au acolo mâncarea le ajunge dacă sunt atenți și nu-și cumpără alcool sau țigări de toți banii. N-are rost să trimite atâția. Eu tot am spus asta. N-are rost să trimite susținătorii să cheltuiască banii cu atâtea cadouri, pentru că nimeni nu ia atâtea haine cu ei. Le aruncă pe undeva și, păcat, banii aruncați. Eu cel puțin am lăsat multe și am și spus, nu mai îmi trimiteți, că nu trebuie. Pur și simplu. Eu zicea și Gabriela că vrea revelion în Dubai cu Gabriel, dacă au bani. Am râs de Miruna că ea s-a apucat să cânte, dar ea cântă fals. Nu contează dacă cântă fals, nu contează. Principalul e că intenția, că a cântat. A cântat acolo o melodie de dragoste, o tentativă de melodie de dragoste. Și a dat apoi mesaje cu mama lui Cosmin, a dat mesaje la susținători, a mulțumit. Adriana a dat mesaje la surorile ei, trei surori de care, și a dat la susținători. Frumos, frumos, pe normal, familia te susține. În primul rând, familia. Știu că s-au format și grupuri, dar în primul rând, familia. Gabriela a primit cadouri, a primit și fotografii și se uita pe fotografii cu susținătoarea, parcă lui Valentin, și spunea, ce frumoasă e poza asta, fac tablou din ea, cum, ce frumoși suntem. Păi normal că sunt tineri, sunt frumoși și cum se arată, urâți? Da, dar, nu știu, aceste fotografii chiar nu le văd rostul așa multe. Câteva, da, câte bucuri de ele, da, foarte multe. Am văzut și în sezonul nostru tone de fotografii le-au aruncat. Mai ales care s-au despărțit, cum a fost Radu și Mădălina din sezonul 2 care s-au despărțit. Ce a făcut toate tone de poze, tone. Și nu exagerez, le-au aruncat. N-ai ce să faci cu ele. N-ai. Iar Valentina a primit un ursuleț verde, parcă era. Și ce să fac el cu ursulețul? A mulțumit cu i-a trimis și a spus că îl dă fetei, parcă era o susținătoare femeie, dar o fiță, cam așa ceva. Și băiat îi trimiți urs. Băi, poate l-a trimis intenționat că să-l dea la fată, nu? Și Cosmin a primit cadouri de la fani. Normal că a primit. Toți, absolut, concurenții din casă primesc cadouri de la fani. Primesc. Pentru că sunt unii așa de înfocați susținători că nu se pot abține să nu le trimită. Miruna,
a primit și ea flori de susținătorii, a trimis și un mesaj mamei, a spus că se trimite scrisori ca ori nevoie, chiar în casa mireasa mai bine trimiteți scrisori. Aia așa o mare nevoie să scrie cineva, mai mult decât orice și mai mult decât ciocolată, pentru că eu sunt fan ciocolată. Și se pregătește să-i facă surpriză lui Cosmin, niște baloane, a scris cu rujul ceva, pentru că nu ai pix, n-ai voie cu pix, a făcut și un pupic și a trebuit să Alex să-i ducă surpriza. Da. Iar seara cu gongul a fost foarte interesantă, foarte, atât, mi-a plăcut cum alergau toți. Și dimineața plecă fiecare la casele lor, ce să mai facă? Ce să mai facă? Pentru că și așa deja s-au creat câteva discuții. Unele fete n-au fost așa încântate cu băieții în casă, nu știu, mamele. Și dacă a venit mama lui George, înseamnă că pleacă Andrei. Asta mă întreb eu și nu numai eu, mai sunt care se întreabă asta. Vom vedea mâine. Mâine e gata. De ce a plâns Alex? De ce credeți că a plâns Alex? El zice că o place pe Raluca, dar Raluca... Eu nu știu dacă a venit să se mărite. Ea zice că vrea o căsătorie serioasă, dar modul cum îi vorbește lui Alex și modul în general cum vorbește pe ea, ține la distanță pe toată lumea. De asta nu s-a măritat până la vârsta asta. Foarte tensionată, foarte... Lui nu-i place. La băiatul e mai sensibil. A plâns. El a zis că a intrat pentru ea, că a fost atras de o femeie. Păi femeie, 31 de ani, nu-i domnișoară. Nu înțeleg. Dacă nici pe Alex nu îi place, care bărbat foarte bine, ea nu cred că a venit să se mărite. Ai scuză că are 31 de ani măritată fată bătrână, dar nu cred că a venit să se mărite. La cum tratează și pe toată lumea și cum. Și ce dacă stă în Anglia? Câte lumea stă în Anglia? Și eu puteam să mă duc și pot și acum dacă vreau, dar nu vreau pentru că e frig. Și îmi place clima din Rodos. Noi azi am avut 30 peste 35 de grade. În altă parte ninge. Am fost la plajă. Și Valentin cu Gabriela discutau după ce s-au sărutat. Ne declarăm acum un cuplu? A fost întrebat în emisiune și a spus că se declară un cuplu. El primul. Și că vorbim de Alex și de Raluca, după ce s-au mai calmat puțin, după ce s-a calmat, el n-a mai plâns, au stat de vorbă și el zicea că el nu vrea să se căsătorească pentru bani, dar ea cred că dacă ar face cuplu, ar face pentru bani, pentru că spunea și 40.000 de euro sunt bani. Sunt bani. Sunt într-o competiție, chiar sunt bani, dar să te căsătorești doar pentru bani. Eu cred că asta vrea ea, pentru că nu arată interes de niciun băiat. Deci băiat, chiar nu arată. Să mai vorbim puțin de panică de la ora 12. Viorel s-a dus la Deni, au stat de vorbă pe terasă, au stat de vorbă peste tot. Doar Roxana a comentat când i-a zis, nu dorm cu mine în pat. Nu vrea. Ești foarte devreme, staful ăsta au nebunit. Cum stai o lună împreună și îi pui să doarmă în aceeași casă? A, era la 2 luni sau acum să grăbesc că e sezonul mai scurt. Așa cred, nu știu. Iar Damaris cu Sebastian, ea îi place să fie jignită, să strigi la ea, să o... Nu știu, nu înțeleg pe fata asta. Eu știu că fetele, în general, sunt mai finuțe, le plac vorbele frumoase de ea, vrea așa să-i vorbească urât, să-i... Mai puțin și o să își dorească să o lovească. Poți să știi? Am și un gând, vorbeau în bucătărie. Că vreau un bărbat adevărat, așa credea că un bărbat adevărat care o tratează în felul acesta. El nu e genul ăsta, dar se preface pentru ea. Sau poate o să devine dacă ar rămâne cu ea. Am văzut că s-au dus și au stat pe hol acolo, unde se filmează, pe canapea. Și ceilalți concurenți au făcut o nuntă de probă. Ca să râdă, că ce era să facă? Dacă au stat toți împreună, ce era să fi făcut? Nici să doarmă nu puteau nici. Au fost care n-au dormit deloc. Iar Cosmin cu Miruna s-au pupat în continuu. Ea a inițiat pătuturile. El tot făcea că de ce mă pupi? Nu, cum să nu te pup? E, ce să facă și ce să facă? Altceva n-au de făcut decât să șadă de vorbă, să se pupe. Iar Deni și cu Viorel au avut un date afară. Au stat, au băut ceva, cred că. Ceva au făcut ei afară, frumos. Și s-au simțit bine, au stat de vorbă despre ei. El e foarte încântat că ea l-a ales pe el dintre cei trei. Și să închei cu lista de cumpărături care tot timpul creează probleme. Mai ales Raluca a comentat de
Dacă eram cu ea în casă, cred că o luam la bătaie. Doamne ferește că eu nu sunt o fire violentă, dar chiar e enervantă fata asta, care o susține, o susține. Eu nu, mie îmi place Gabriela. Rămân la Gabriela. Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share și, în ultimul timp, rând, vreau să fac un pronostic. Iese Inga și Andrei. La revedere!